Salut, eu sunt Ion, eu sunt .NET developer la Maxcode. În timpul liber mai scriu cod, așa, for fun și for, cod for mine. Și în ultima perioadă am spus că hai să fac și o prezentare despre ceva ce mi se părea interesant și mi se pare în continuare, și anume cum putem să ne creăm tool-urile noastre folosind Roslyn-ul. Și a să trecem un pic prin agenda. Prima dată o să discutăm ce este un analizator, care e motivația să facem unul, facem cunoștință cu Roslyn, o să vă mai povestesc un pic despre API-urile lui, care el le expune, live demo, și o să începem cu ce este un analizator. Un analizator e o bucată de cod care testează altă bucată de cod și ne spune dacă ea încalcă anumite reguli pe care noi le-am programat-o să le detecteze, și anume style, issues, quality, code quality, maintainability, design și multe altele care vă vin în cap. De obicei, nou, ele ne plac atunci când ele fac asta la design time, atunci când eu scriu, am feedback instant. La, și nu aștept ca sonarul să-mi spună că vezi că ai încălcat anumite reguli. De obicei, analizatoarele astea care fac during design time analiza, ele vin în două părți, și anume diagnostics, e partea care găsește și raportează problema, și avem un fixer care e opțional, care te ajută și în locul tău fixează problema, dacă știi. Dacă nu, doar te anunț că vezi că ai o problemă, nu mai cât o problemă, dar diferite nivele, să discutăm despre nivelele rapoartelor. Ok, cred că toți sunt familiari când ne apare așa ceva în Visual Studio și așa ceva în Error List, și cel mai uit din noi sunt alea cu Red Squiggle sau cu linia aia ondulată și alea gri. Le iubim pentru că alea Red sunt erori și nu trece compilarea, alea gri pentru că putem să le ignorăm. Warning-urile apar cu verde și de obicei ele apar în error list, de obicei ele poți mai veni cu un hotfix pentru noi. Hai să vă arăt un exemplu de fixer. Spre spunem că la când timp și tapat s-a scris CLSS în loc de class, vine fixerul și ne propune și ne arată un div a codului, cum a să arăte codul după aplicarea fixului. El apare în, aici, în beculețul ăsta galben cu roșu când e eroare sau, pur și simplu, când are el de sugerat un refactor. Hai discutăm acum, bun, putem să analizăm codul, dar de ce am vrea să facem asta? În principiu, ne-ar ajuta să prindem anumite bug-uri încă de la design time, înainte să rulăm codul. Ne ajută să automatizăm refactoring-ul, dacă fixerul, analyzerul vine și cu un fixeruri. Ne ajută să enforce code quality, code standard naming conventions. Da, ele fac asta, cu o remarcă ar trebui ca toată echipa să le respecte și să fie la un comun acord, altfel fiecare să aibă setul lui de reguli și nu scrieți analizatoare care să forțeze cu echipierii voastre să scrie într-un anumit fel codul, dacă voi n-ați discutat cu ei despre asta sau nu ați ajuns la comun acord. Putem, cu ajutorul analizatoarelor, fiind acum open source la modă, putem să, pe lângă librăria pe care o creăm noi open source, putem să dăm și niște analizatoare care vine la pachet cu ea, și acestea o să ne ajute, spun, clienții sau persoanele care folosesc librăria să o folosească în mod corect și chiar să le dăm niște sugestii de a folosi. Și în ultimul rând, noi suntem leneși, nouă ne place atunci când IDE-ul generează cod și face chestii pentru noi, plus asta e less error prone. Un exemplu de librărie care vine cu analyzer este XUnit, și atunci când avem un test cu un parametru, dar e adnotat cu fact, el ne propune, hai să-ți transform ori în fiori, ori șterge un parametru. Puteți să-l găsiți pe GitHub la XUnit Analyzers. Bun,
haideți să vorbim acum cum putem construi unul, dar înainte de a discuta cum construim unul, trebuie să înțelegem ce avem nevoie și pentru a construi un analyzer trebuie să gândim ca un compilator și să vedem codul ca un compilator. Să discutăm ce era înainte de 2014, când a apărut Roslyn-ul ca open source. Noi aveam codul sursă care intra într-un black box, a.k.a. compiler. Se întâmpla ceva magie și de acolo ieșeau DLL-uri, exe-uri, assembly. Bun, în 2014, la o conferință, Microsoft a spus că, ok, guys, noi facem .NET compiler platform care are și code name Roslyn, open source, a fost publicat cu Apache V2, cred că, license-ul. Și așa au apărut Roslyn-ul. Cine oferă Roslyn-ul? Dacă nu știați, compilatorul de C-Sharp este scris în C-Sharp și compilatorul de Visual Basic este scris în Visual Basic. Roslyn-ul ne permite să avem acces la C-Sharp compilers, Visual Basic compilers, cu niște API-uri pentru code analysis foarte puternice și ne permite să construim analyzer și Visual Studio extensions. De fapt, ne permite să construim analizatoare care văd codul la fel cum vede Visual Studio. De asemenea, Roslyn ne expune module pentru analiza sintactică sau syntactic tree, semantică, am să discutăm un pic mai încolo despre ele, dynamic compilation și generarea de cod. Ok. Ok, să ne uităm un pic cum acum arată o compilare. Avem source code-ul, intră într-un white box, este open source, este assembly, nimic nou până acum. Dar compilerul ne mai expune anumite API-uri, cum ar fi syntax tree API, symbol API, binding API, emit API și multe altele. Să vorbim un Am să vă spun câteva cuvinte despre fiecare. Syntax tree API e cum vedem noi codul, el îl decompune într-un arbore în care dar e high fidelity of your representation of your code, cum îi spun. Adică de la spațiu, tab, comentariu, toate astea apar în arborele sintactic, pentru că cum e scris codul. Simbolul API ține mai mult de ce înseamnă un simbol pe care noi îl vedem este asta o proprietate care îl vedem în acel arbor. Este asta o proprietate, o metodă, o nume de namespace, orice, o nume de variabilă. Binding API este folosit pentru refactoring. Cu ajutorul lui puteți să propuneți cum are sharper-ul extract method refactoring scris de voi. Emit API e folosit pentru edit în continuu. Noi n-asă, în ultimele două, noi n-asă avem treabă în prezentarea asta, din păcate. Și am uitat să mai menționez că cu ajutorul syntax tree API-ului voi puteți vă faceți formatere. Dacă vă plac anumite code styles care nu sunt acum, dacă nu vă plac alea care sunt acum, puteți vă faceți formatorul vostru. Bun, să vorbim un pic despre key concepts care am discutat în slide-ul anterior. Syntax tree este reprezentarea completă a codului. Chestia asta este imutabilă. Din cauza că mai multe analizatoare pot lucra, parsa același syntax tree și atunci fiecare primește o copie. E memory consuming, dar nu avem state-ul alterat de diferite analizatoare și în plus atunci când avem un refactor, noi clonând acel arbore, noi propunem unul nou și atunci utilizatorul acceptă unul sau altul și iar restul analizatorilor pot să-și facă discard la arborele vechi când nu mai este valabil. Să presupunem că vrem să vedem arborele sintactic, dar am să ne focusăm doar pe clasa asta care se cheamă Simple Class. Când ea este parsată sau când este parsat arborul sintactic, ea este descompus în felul ăsta și avem root-ul, în cazul meu am selectat doar Simple Class,
public, care e token, class, care e token, numele este un token, avem diferite token pentru acolade, închidere, deschidere, iar chestiile nesemnificative, cum ar fi spațiu, se numesc trivia sau white space trivia, end of line trivia. Și după cum vedeți, arborele sintactic știe cuvinte, dar nu știe ce înseamnă ele. De exemplu, el nu știe că clasă public e un reserved word, că e un modificator de acces sau că clasa e declararea de clasă. El doar știe că, ok, eu știu din token, am găsit, asta e declarare de token, da, dar care și ce înseamnă, el nu știe. Să mergem la următorul slide, care se numește semantic model, discutăm despre semantic model. El știe toate tipurile care le aveți pentru că el are acces la toate tipurile care le aveți în soluții din cauza că el are acces la compilare. Puteți accesa metadata să vedeți, ok, tipul eu am importat tipul un anumit tip specific sau, de exemplu, este vizibil link-ul, fișierul ăsta. Cu semantic model voi puteți să aveți datele astea și în principiu noi putem să ne imaginăm ca IntelliSense atunci când deschidem noi Visual Studio, Visual Studio Code, toate alea, cuvintele alea colorate în diferite culori, din punct, ele sunt colorate după semantic, ce înseamnă ele semantically. Și, de exemplu, el poate să ne răspundă la semantic modelul, ne răspunde la întrebări ce variabile sunt vizibile în blocul ăsta, ce parametri pot accesa din metoda asta, care variabile sunt folosite în acest bloc, la ce se referă numele ăsta, am un nume, ăsta e nume de structură, de interfață, de clasă, toate chestiile astea vă le răspunde, la toate întrebările astea vă răspunde semantic modelul. Ok. Getting started, știu că sunteți nerăbdători, încă un pic, ne apropiem de crea unul. Înainte de a crea un Roslyn Analyzer, trebuie să vă mai instalați anumite chestii. Trebuie de instalat .NET Compiler Platform SDK din Visual Studio Installer. Am lăsat un link cu tutorialul. Mergeți Visual Studio Installer, Modify, selectăm Visual Studio Extension Development, Next, Next, Next și Install. Da, un pic de disclaimer înainte de demo. Tot codul care îl vedeți e pur ficțiune, a fost inventat de mine în scopuri de a vă arăta niște exemple cum puteți face sau nu și nu are nicio treabă cu codul care îl scriu la lucru. Așa. Disclaimer număr 2 e în felul următor. Ușor de înțeles, prag mic de intrare nu se aplică la Roslyn, așa că prezentarea mea să fie de genul How to Draw an Owl. Îmi pare rău, bear with me, suntem în aceeași luntri. So, yeah, peanut butter, demo time. Așa, cred că se vede, cred că vedeți un Visual Studio deschis. Și în fața voastră aveți targetul pe care noi astăzi să ne antrenăm și în care noi astăzi găsim probleme. Targetul constă din avem o interfață care se numește ISAM Repository, avem o clasă care o implementează, da. Care se numește, of course, ISAM Repository, și un DTO care se numește Human, așa, în care avem niște comparison și o return, nothing special. Aici, o să mai trag una. Am o soluție goală. Pentru că, of course, Visual Studio și Microsoft, după ultimul update, nu mă mai lasă să creez soluții. Asta e un copy care copie dintr-o parte în alta. Ok, după ce dacă ați făcut toți pașii care am spus pentru a instala Compiler Platform SDK, o să aveți niște template-uri în plus. Și noi suntem interesați în Analyzer with Codefix pentru net standard. Așa, și să-i spunem demo live. Așa. Nu? Așa, create. Da,
Între timp, un pic de elevator music durează un pic. Ok. Vedem că au creat multe proiecte pentru noi, which is nice. Aveam analizatorul în sine, avem proiectul pentru code fixes. Eu o să-i dau și un build, că el între timp să se încarce. Avem proiectul de packages. Aici, din cauza că analizatorul poate fi expus ca o extensie și ca un NuGet package, ca parte dintr-un NuGet package, el ne-a creat chestia asta. A creat pachetul de proiectul de test în care putem să testăm analizatoarele, pentru că, da, nu ne place să testăm. Și Visual Studio Extension Manifest cu chestia, după ce terminați un analizator super șmecher, puteți să-l publicați pe Marketplace la Visual Studio și oricine să-l poate folosi. Dar pe noi suntem interesați cum putem să facem debug la chestia asta, așa că spunem startup la Visual Studio Extension. Să ne uităm un pic la un analizator și anatomia lui și vedem cine a generat el. Din prima avem un diagnostic ID. Așa, avem foarte mult boilerplate code, are un titlu, un message format, description, categoria din care parte face această regulă, că fiecare fișier de aici o să aibă o regulă. Și vedem că regula este creată cu ID-ul, titlul, mesajul, de categoria din care face parte. Putem seta... Am să închid un pic și asta. Am să închid un pic... putem seta diferite nivele. Warning, info, note. Dăm control-click. Așa, hide and info, warning error. Hide and info nu apare atunci când scrii .NET build. Warning și error apare la build time din command line. Is enabled by default true și niște description. Chestia asta este, cum să spunem noi, localizabilă. Așa că dacă doriți să faceți o extensie, un analizator care să fie target și în engleză și în română, așa puteți face, noi n-am să ne ocupăm cu asta. Haideți să ne uităm un pic la ce face extensia, la ce face analizatorul ăsta. Toate liniile astea au fost generate. Avem un to-do și avem un context, care analysis context, în care noi putem actions to be executed at any of compilation start, passing a code document și avem foarte multe puncte în când putem noi să ne atașăm când se transformă soluția voastră când scrieți cod. Noi suntem interesați să ne registrăm atunci când găsim un symbol action, avem un callback sau un action asta, da, un action și spunem că un named type. Dacă ne gândim un pic care sunt named type-urile, teoretic, class, struct, interface, la analyze symbol, noi scoatem, de fapt am uitat să vă arăt aici, la interface, puteți să aveți view, other windows, după ce ați instalat alea, syntax visualizer, și noi să găsim interface. Noi suntem interesați în asta, avem, cum am spus, nodul cu copii, cu, da, copii, branches, leaves, cum vreți să le numiți. Putem să vedem ca diagramă cu DMLG viewer. N-am selectat ce trebuie. Așa. Dacă ne uităm la analyze symbol ce face el, scoate named type symbol, după care numele, tu char array și verifică dacă este măcar una cu care e lowercase. Raportează această regulă că a fost încălcată la locația care au găsit-o aici la name type symbol. Să ne uităm un pic și la un code fix. Registrează code fix-ul care schimbă soluția, pentru că noi când redenumim un tip, vrem să fie redenumit în toată soluția, să leagă aceste cod fixul de regula de analizator, de regula analizatorului prin diagnostic ID și vedem că aici e referențiată direct demo live analyzer din acest analyzer.
Și ce faci el aici, folosind un scoate, îți pregătești terenul pentru a apela metoda asta, care se numește rename symbol async, în care transmiti soluția, tipul, care get symbol din semantic model, o luat după type declaration, am găsit tipul, mi-a spus că vreau să aibă un nume nou, niște options care le luat din soluții din workspace și un cancellation token, pentru că chestia asta trebuie să fie async și nu uitați să folosiți asta async și nu folosiți, pentru că dacă ați blocați cu get awaiter, get result, ați blocați Visual Studio și așa nu merge așa de bine, așa că vă rog frumos să aveți grijă, folosiți async await. Da, el a să redenumească clasele, interfețele, dacă le vede cu minim o literă mică în numele lor, dar nou nu ne place chestia asta, nimeni nu scrie numele claselor cu caps, nu vrem să țipi codul la noi. Haideți să ne gândim la o altă regulă și prin altă regulă eu propun că atunci când avem o interfață, noi ne-am uitat, de exemplu, la alte librării, cum ar fi Paramore, că Ian Cooper, interfețele le denumești cu IAM, el are IAM Query Processor, așa, și nouă ne se pare asta super funny nostim și vrem ca proiectul nostru toți cu echipierii noștri să facă asta. Haideți să facem chestia asta. Am să ne folosim de codul foarte bine generat de ei, de Visual Studio. Așa. Aici check-ul, name, când raportăm regula, punct, dacă starts with I am, și negăm chestia asta, dacă nu începe cu I am, vreau să raportez regula, a fost încălcată, dar noi să raportăm și la clasă, și la interfeță, și la structură, deci ar trebui să verificăm și dacă este interfață. Și o să facem un if, name type symbol punct type kind și type kind-ul este un enum, dacă nu greșesc. Op. Și avem enum, error, interface, module, pointer și tot așa. Noi suntem interesați în interface, așa că da, încă enum-ul e named type. Așa. Deci dacă nu este interface return, nu ne interesează să... nu diferit, da. Is. Dacă nu ești interface... Come on. Type kind. Come on, Visual Studio. Da, așa. În sfârșit, dacă... dacă ies, așa. Așa. Și acum... Acum, dacă urmărim un pic logica, îi name, obținem name type simbolul, vedem dacă este interfață, dacă nu începe cu IAM, ridicăm... hey, guys, a fost încălcată regula. Haideți să facem un pic curat și să-i spunem interface name rule, așa, diagnostică ID, să-i spunem, trebuie să-i spuneți un ID și aparent ID-ul ăsta nu acceptă anumite valori, acceptă valori alfanumerice, deși nu este specificat nicăieri. So good luck debugging și să înțelegeți de ce vă rog erori. Am să-i spun demo rule 1. Așa. Categoria, da, e naming. Numai un pic. Eu am să scăp de localizare, că noi nu suntem interesați de localizări. Scrape, fixăm acuși și mi-am pregătit și string-urile. Și cel mai fain e că puteți transmiteți la message format
parametri ca să aveți un mesaj foarte frumos, gen interfața, așa, aici să fie înlocuit cu ceva, nu începi cu AM. Și vedem când creăm regula și dăm un pic hover, avem descripția, diagnostic description-ul, locația și parametri, message params, care să vină și o să fie în message formatul ăsta, o să fie înlocuiți. Așa. Îți dau un pic bin. A, pentru că resursa nu mai are, așa să spunem că interface rename și ce mai fi. Equivalence key și use the term of equivalence of code actions with our code actions. Șters prea mult. Da. Bun. Rename-ul nostru cum lucra e pentru că obținea un new name care făcea textul upper invariant. Noi trebuie să înlocuim ca interfața noastră să înceapă cu numele interfeței noastre să înceapă cu AM. Și am pregătit aici o bucată de cod foarte complicată. Așa. Ok. Am aici, identifier name, da. Punem așa. Aici punem interface name. Merge și așa. Text. Luăm numele interfeței, dacă începi cu I, înseamnă că trebuie să facem un substring. Nu mi-am bătut capul să fac ceva mai complicat. Dacă nu începi cu I, ceea ce tot e rău la interfeții, noi vrem să înceapă cu IM. Așa că peanut butter demo time. Acum să durează un pic până să builduiești, până să pornești încă un Visual Studio, pentru că e extensie de Visual Studio. So, I will open a Visual Studio while you open a Visual Studio. Ca să nu nebuniți dacă cumva vă apucați să faceți așa ceva, verificați tot timpul că celelalte extensii care le-ați făcut până acum nu sunt activate. Poate să vă apară, eu de exemplu am făcut vreo 3-4 dry runs la chestia asta și aveam vreo 4 extensii de datele trecute și tot nu înțelegeam de ce mi-apar... Deci mi-apar atât de multe warning-uri și erori. Acum așteptăm. După cum vedem, human, get human, încă nu a fost colorat, nu a fost analizat. Eu special am pus breakpoints ca să meargă un pic mai rapid. Așteptăm. No issues found. Vedem că între timp Visual Studio mai încarcă anumite chestii. Așa, project loaded. Așa. Still no issues found. Și nu cred. Cam. Așa, avem un issue aici. Așa. Dar încă nu a apărut aici. Așteptăm. E Visual Studio, e seara, e obosit și eu. Da, avem interface ASM repository, does not start with AM. Și avem code demo rule și încă explicația care am pus-o noi în regulă. Please rename your interface to start with AM. Și acum să testăm și code fix-ul. Interface rename, așteptăm, ne apare diff-ul. După cum vedeți, nu a trebuit să scriu nici cod în plus pentru ca să-mi apară diff-ul. Nu a trebuit să scriu numele, acțiunea care se întâmplă și dacă apăsăm Enter și fingers crossed, el o redenumit în IAMSM repository și dacă ne ducem și în clasa care implementează acea interfață, din cauza că noi am redenumit toată soluția, tot arborile soluției am luat și am înlocuit toate cu renamer-ul. Așa, și warning-ul a dispărut, which is really, really nice. Bun, asta a fost prima regulă.
Acum, bear with me, să mergem la, să mai creăm încă una. Înainte să creăm una, dacă sunt sigur că ați scris vreodată un SAM repository în care folosați chestia asta urâtă, care se numește Datetime Now, și era foarte fain când ați scris chestia asta, dar era foarte nasol când ați trebuit să testați asta. Și de obicei un best practice, aș spune un hack, dacă vreți să testați, scrieți o interfață care să-i spuneți ai now provider, ai date provider și care să vă expună now, now it today sau nu știu care altele, care sunt doar get only și o injectați în repozitoriul vostru și de urmă la testare puteți o mocuiți să dați ce doriți voi. Haideți să găsim cazurile astea. Și înainte ca să găsim, trebuie să ne uităm un pic la syntax triul la datetime now, ca să înțelegem ce căutăm și cum identificăm chestia asta. Syntax visualizer. Așteptăm. Identifier name, simple expression. Ne apropiem, identifier name e asta. Și avem un simple member access expression, care are două identifiers names, unul e date, unui date time și unui now. Așa, noi trebuie să cătăm un simple access expression care are două identifiers, între care textul lor e date time și proprietatea now trebuie să fie din tipul date time. Pentru asta eu am să mă duc, am să opresc, nu, asta vreau să fac, pare rău. Bun, să discutăm un pic despre regulă. Putem să facem un fixer pentru asta? Nu, pentru că nu știm exact cum să numească care abordare voi să luați. Poate voi să spuneți, da, pe mine nu mă interesează, eu n-am chestii, sau o să spuneți că eu deja am asta implementată, e treaba mea. Vrem să o fie, nu un warning, dar să fie un info. Și atunci fiecare developer a să trateze cazul ăsta cum vrea el. Și a să-i spunem, nu mai un pic. Așa. Daytime usage analyzer. Daytime. Ok. Și e de tipul. Analyzer. Așa. Cred că am făcut un nume. Nu, am făcut normal. Să mă credeți pe cuvânt că am scris codul aseară, așa că nu vreau să vă pierdeți mult timp uitându-vă cum stau și fac debug. Aveam un datetime analyzer care are un diagnostic ID de demo route-ul și titlul îi spune, te rog, use datetime inversion of control, asta am vrut să spun prin aia. Time IOC. Și la message format please consider using IOC when working with dates. Și aici un C tutorial. Pe lângă script, vă dați seama că romanii nu putem pune acolo, putem să-i dăm help link URI în care cineva poate să-l acceseze și să citească niște chestii, să vadă un video cum how to use. Să ne uităm un pic la, aici am pus doar ca placeholder în care făceam syntax tree debug-ul. Puteți să puneți enable concurrent execution. Și noi am spus că suntem interesați în register syntax node syntax, register syntax node action, în care îi dăm un call, un action și syntax kind-ul. Am uitat să vă arăt cum găsim syntax kind-ul la care vrem să ne atașăm. Am și aici un syntax visualizer, am să-i pun pin. Așa. Și avem variam aici. Equal, simple member așa. Kind-ul, când selectați nodul ăsta și ne-am selectat tot datetime now, avem tipul, member access expression syntax, iar kind-ul e ăsta și îl găsim kind-ul aici, syntax kind. În metodă, pur și simplu luăm, ca să închipuiți-vă că chestia asta a să fie acest,
aceste tipuri de noduri sunt foarte multe și noi trebuie să găsim cât mai rapid care nu ne interesează, să nu facem procesări super grele care să ocupe, să așteptați, știți cum se încarcă IntelliSense-ul super greu. Așa că din prima member access expansion to string verificăm, hey, daytime now, nu ne interesează, nu e cazul nostru. Pe urmă, noi știm că un member access expression are doi copii care sunt de tipul identifier name syntax. V-am arătat asta aici. Și avem identifier name syntax 1, care e în daytime, și a doilea, care e now. Unde e now? Aici e now. Acum, vrem să, folosindu-ne de semantic model, să luăm informațiile despre now node, pentru că el e ultimul, și obținem simbolul lui. Iar din symbol info, noi putem, asta e de tipul iSymbolInfo, iSymbol, noi putem să vedem, ok, acest simbol în care tip se află și dacă e un tip special și special types sunt foarte multe, care le știți și voi, daytime, nullable, array, string, double, single, decimal, uint, 32 și tot așa, void, boolean. Dacă sunt așa, dacă nu ești din daytime, să presupunem că tu ți-ai creat, nu știu de ce, o clasă care se numește daytime și are proprietate now, dar e scrisă de tine și pe tine nu te interesează că se cheamă la fel, ieșim de aici și else rămâne cazul nostru în care raportăm această locație unde a fost găsită, facem un demo foarte rapid. Eu între timp îmi pregătesc următorul cheat sheet. Așa, selectăm. Nu uitați că acum noi am fixat regula cu interfața care nu se începe cu IAM, așa că se meargă tot la fel de greu. Așa. Între timp se încarcă proiectul. Și noi știm că în some repository era problema. Și acum să așteptăm până colorează și construiește chestiile și din cauza că e în debug mod, ar fi cam greu. Următorul, cât așteptăm eu să pregătesc terenul, următoarea regulă de la analizatorul nostru o să fie legată de string equals. Avem demo module, op, și link. You're welcome. Da, asta e din codul nostru care l-am creat la regula noastră. Așa. Și vedem că apare cu... Așa, vedem că apare cu grey squiggles, dar de fapt sunt 3 puncte și dacă apăsăm... Spune că demo rule putem să nu mai apară niciodată. Bun, asta a fost regula numărul 2. Așa, am închis ce trebuie. Regula numărul 3, am spus că va fi legată de string equals. String equals în sensul în care am vrea ca programatorii, când scriu cod, să-și dea seama că, hei, dar poate eu vreau... mai primești încă un parametru, string comparison, așa, ordinal, ignore case, presupunem. Sau vreau ordinal, sau vreau invariant cultures, tot așa. Și pentru asta am vrea să avem o regulă care să ne arăte și un fix, pentru că noi suntem leniși și nu vrem să scriem chestia asta la mână. Ok. În analizatorul nostru o să dau încă un item nou. Așa.
Aici am pus clasic, vă recomand și vouă să aveți la îndemână, să nu vă duceți la target project, să puneți snippet-urile astea, că e mai ușor de înțeles ce caut și ce am găsit și unde ar trebui să mai uit în nodul care l-am selectat. Ok, avem expression statement, dar pe noi suntem interesați de invocation expression, pentru că e invocarea unei metode și avem la invocation expression, kind of invocation expression, ne atașăm iarăși cu o acțiune la acest simbol kind și vedem că avem register syntax node, poți fi register compilation start symbol action și tot așa. Noi acum căutăm după prin arborile sintactice când se întâmplă o invocare. Obținem nodul care am văzut aici, tipul lui de date este invocation expression syntax. Scoatem expresia, care dacă ne uităm așa, în cazul nostru e un equals. Și din prima verificăm dacă numele ei toString e diferit de equals, nu ne interesează, mergem mai departe. Obținem, la fel ca și data trecută, simbolul pentru a determina dacă e de tipul string. Adică dacă această metodă este de tipul string, puteți vă... Equals-ul poate să existe în foarte multe clase, chiar puteți vă-l scrieți și voi. Și ce suntem noi interesați e că de obicei el e chemat cu două parametri, dar el acceptă maxim 3 și noi, cred, da, n-am spus-o prostie, da, maxim 3, deci noi vrem că el să fie chemat cu 3 parametri. Și dacă argument count, care cu un default egal cu 2, te rugăm frumos să raportează regulă, pentru că dacă e 1, o persoană, programatorul încă scrie cod, noi nu vrem să-i spunem, hei, pune și ordinal, pentru că să-l scoatem nesărit și o să șteargă regulă și o să dea disable la regulă. Întrebări dacă aveți până acum, pe care eu am să vă arăt foarte rapid cum arată un test. Este o întrebare pe Slido. Ok. Și anume, se poate folosi același fixer pentru a fixa mai multe reguli? Da, e bună întrebarea. Eu cred că da. Și am să vă spun cum. Închipuiți-vă că aceeași regulă se poate aplica pentru string equals și string compare. Compare. Când greșesc, tot are 2. Deci noi, și dacă scriem o regulă, ignore case, nu. Deci dacă regula în fixer pentru aceeași regulă e destul de greu, dar sunt anumite cazuri în care voi ați puteți, de exemplu, cum am făcut faza cu interfață, cu name-ul ăla uppercase. Eu pot să am un analyzer pentru interfețe, pentru structuri, pentru enumeri și tot așa, și fixerul să folosească acel renamer și doar să cumva să injectăm sau să-și dea seama el pentru diferite reguli cum trebuie să redenumească acel obiect. Puteți să aveți mai multe, să vă atașați la acest context, la diferite cazuri și să aveți diferite acțiuni sau mai multe. Asta e un params, deci noi putem să ne atașăm la mai multe, la invocation expression, la un assignment, la ceva, și folosind aceeași acțiune, noi să raportăm aceeași regulă, sau pur și simplu putem aici spunem, haideți, for fun, add keywords, presupunem ne-am atașat la asta și avem analyze node 2, why not, și spunem să ne genereze, și noi să raportăm exact aceeași regulă, dar din două locații diferite. Deci puteți să aveți many-to-many într-un fel. Dacă nu mai sunt alte întrebări, am să prezint un pic test project-ul. Ok. Codul ăsta a fost generat de ei. A fost generat C# și Visual Basic, pentru că puteți creați language agnostic fixers și language agnostic analyzers. N-am discutat pe ei pentru că deja ăla e și mai complicat decât v-am prezentat până acum. Avem o
avem un test method prima oară, că verify analyzer async, pentru dacă n-am nimic, nu se întâmplă nimic. Și am a doua metodă în care au niște braces, au un mod de a spune unde să apară regula, de a marca unde să apară regula și unde să fie cod fixul. Și în cazul de față, din cauza că regula noastră face atât timp aia uppercase, toate uppercase, aveam type name și el a fost redenumit în expected, în fix test, în type name cu uppercases. Iar dacă noi să facem o clasă care se numește iRepository, și noi să spunem că noi ne așteptăm la fel să fie clasă și am să-i dăm run la test explorer. Așa, unul pică un test și anume este care l-am modificat mai. Da, fără sharper e greu. Așa. Invalid operation diagnostic string can only be used when the analyzer has a single ID. Yeah, this is weird. Și dacă... Interface. Diagnosticul, da, verify diagnostic, aici trebuie specificat diagnosticul care îl face raise și avem demo rule 1. Și aici. Și dacă avem class, speech, sper că data asta din cauza că nu a fost nimic de fixat. Expected one, actual zero. Diagnostics none, corect. Noi am așteptat, ne-am așteptat la un diagnostic, dar nu a fost nimic de diagnosticat, pentru că noi redenumim doar interfețele și dacă facem interface... Și-o mai crăpat ceva, it's ok. Facem run. Așa. Și mesajul with argument interface ISAM demo row 1 și ISAM repository. Cum vedeți, chiar și argumente pentru a testa mesajele care le afișează analizatorul vostru. Și ultimul ăsta promit, ultimul run. Da. Ceva mai crăpat. Expecting the interface I repository does not start. What's interface I repository? Da, corect, pentru că am dat aici iRepository, dar noi când formatăm trimitem iRepository. Și acum trece, please. Whatever. nu mai gândesc la ora asta, îmi pare rău. Da, pot testa, nu cum testez eu. Have fun cu dânsele, eu am să continui cu prezentarea. Deși nu mai am cine știe ce mult de prezentat. Întrebări mai sunt? Este o întrebare pe chat. Folosind acest SDK, se pot face analizatoare pentru alte limbaje? TypeScript, da. Etc. Nu, doar C-Sharp și Visual Basic. Puteți face un analizator care analizează și C-Sharp și Visual Basic. Cei de la Microsoft au făcut un arbor intermeș. Avem syntax 3 de la
C-Sharp și syntax tree la... Închipuiți-vă un program în C-Sharp, un program în Visual Basic. Syntax tree-urile lor sunt complet diferite, pentru că, again, sintaxa descrierii e diferită. Dar băieții de la Microsoft au spus că Microsoft a spus așa că noi facem ceva în intermediar care e intersectarea la aceste două limbaje și se numește IOperation și voi puteți vă atașați la operațiuni. Operațiunea de creare a instanțierii a unei clase, operațiunea de creare a unui array. Și nu contează cum arată arborele sintactic, contează cum arată acel arbor intermediar, IOperations. El e ceva recent apărut, dar cu Roslyn doar pentru C-Sharp și Visual Basic, din păcate. Poți, am înțeles că e promiteoș pentru F-Sharp la un moment dat. Okay. Cu v-a internat cu demo. Open Source Analyzers, vă recomand ca orice picturi buni să mergeți și să împrumutați cod la băieți, să vă la aceste librării. Să vedeți cum ei au făcut. Recomand Roslinator, Style Cop sunt foarte buni. Roslyn Analyzer scris de ei. Mai este Roslinator, Sonar.net. References, cam chestia asta sunt puțin o parte din chestii care trebuie să citesc înainte să mă pot apuca de chestia asta. Și codul meu o să fie pe GitHub la Ion Dormenco, /biot Roslyn, which is bring your own tools. Q&A session, dacă aveți întrebări, vă rog frumos, acum. Ziceai ceva de că poate fi expus și ca un pachet NuGet? Nu, fără doar ca extensie de Visual Studio? Spre spunem că facem manage NuGet packages. Așa, și căutăm style cop. Așteptăm. Style cop analyzer, vedem că 28 de milioane de ori, a mie o să fie 29 minim de ori, nu milioane. Apare ca la dependență ca analizator, puteți publicați ca un NuGet package aceste analizatoare. Și în life hack, nu știu dacă știați, poate vă deschid eu acum ceva, învățați ceva nou la mine, e că puteți vedeți regulile și haideți să alegem una asta, access modifiers should be declared, înseamnă că dacă am o metodă, spunem void return, void return, yes, corect. Așa. Should declare an access modifier, dar per echipă vă ziceți că never, ever, ever să facem asta. Puteți să-i dați aici, set severity, error, și ce face yes. Chestia asta ne adaugă în soluție un editor config, care să fie comun pentru toată echipa, în care s-au fost adăugate că vrem .NET diagnostic să-i severity, să fie error. Sau dacă la fel vrem să facem downgrade la unele reguli, știu, putem să-i spunem non, cred că. Da, să dau click dreapta. RSA 1400. Vedeți câte reguli au aici, severity, none. Și acum, save. Doar că is unused și nici nu ne apare nimic. Și am 13 warning-uri în câteva linii de cod. Cam asta puteți face cu analizatoarele. Foarte rapid pot să fac un new project care să-i spunem XUnit. Căutăm în template acá, XUnit.NET Core. Așa e bine numele. Și la fel vedem că în dependență frameworks au venit cu analyzers, cu XUnit analyzers, care v-am arătat în GIF-ul ăla, că dacă pun un așa, un parametru
Asta vine din, e făcut cum v-am arătat eu, că logic ceva mai mai avansat. De ce? Ha, nu merg, lor nu le merg. Trebuia să meargă, nu știu de ce nu merge. Remove parameter. Ok, ștergerea merge și acum în document. Nu știu ce să fac asta. Da, după cum vedeți, bug-uri există peste tot. Next question. Câte features din reshaper pot scrie cu Roslyn? Zero, cred. Nu am scris niciodată features pentru resharper. Și nu știu sigur dacă ei folosesc Roslyn-ul dintre cele mai fancy extensii care folosesc resharper-ul, aș vreți ceva care chiar face treabă, PVS Studio se numește. Băieții sunt o companie din Rusia sau Belarusia, undeva din spațiul CSI, care au început cu analizatoare pentru C++, când au apărut Roslyn-ul, băieții au spus că hai noi asta ne mai reprofilăm, că pentru că deja regulile aveam, syntax, știm să parsăm, știm ce asta syntax 3, ce asta syntax model, semantic model, și pur și simplu au mutat anumite reguli care sunt aplicabile și pentru C-Sharp în, și Visual Basic din C++ și ei poate să-ți determine că vezi că într-un if e făcut greu, dar sigur e dat copy-paste din cauza că ai variabila A, and ceva, ceva, ceva și iarăși variabila A, and cu dânsa. Și chestia asta ei determină. Resharper-ul nu știu sigur dacă folosești Roslyn și mai degrabă îmi spun că nu știu decât... Am văzut pe cineva care a făcut un plugin de Resharper, au SDK-ul, nu folosesc încă Roslyn, dar cumva puteai scrie analyzere din astea în C-Sharp dinainte de Roslyn pentru Resharper, au un SDK. That's it. Yep. That's all, folks. Mulțumesc mult pentru că ați venit, ați ascultat și ați văzut chestiile mele care pică. Eu ce cred că voi să rămâneți din prezentarea asta e că există viață și fără resharper, cum ați văzut, no resharper was used today.